TG。 Din nou, acum avem cu adevărat imagini din Norvegia, să sperăm că nu vom avea probleme. Vă repetăm, este un streaming video, semnalul pleacă în Germania și apoi se ridică în satelită pentru DigiSport și DigiSport dă semnalul pentru dumneavoastră. Nu sunt probleme tehnice din cauza noastră, încercăm să vă oferim această partidă importantă pentru handbalul românesc. Este 6-6 între Vipers și Craiova, pasă în extremă, imediat vom desluși și noi jucătoarele celor de la Vipers. Vedeți, nici calitatea imaginii nu este HD așa cum v-am obișnuit, pentru că asta se întâmplă când o televiziune nu produce o finală, un eveniment sportiv de o asemenea anvergură. Pricopi a fost, din păcate, eliminat. A intrat Trifunovic, vedeți, cu numărul 5 în centrul defensivei la Craiova. Lângă ea, Clicovaț cu numărul 71. Florianu în intermediar, Ardean în stânga și pe dreapta este Nicolici. Veterana Borgensen este cea care, Linde Borgensen este cea care coordonează atacul celor de la Christian Sand. O partidă echilibrată până acum, un prim gol înscris de Florianu undeva în minutul 3 al meciului, un gol pe care evident nu l-am văzut, dar vom avea șansa săptămâna viitoare să demonstrăm o transmisie de calitate și o atmosferă senzațională pe care sper să o avem la Craiova. Deocamdată rezultatul este menține gruparea olteană în grafic în această finală a cupei EHF pe un teren foarte dificil, acolo unde Christian Sand stă foarte, foarte, foarte bine. Florianu pasă în extremă, dar apărat Lunde, este o eliminare la numărul 10 pentru împingerea adversarei pe depășire. Este vorba de Jonasen, care a împins-o pe Ana Maria Ticu. Avem 7 metri la această fază. Ca de obicei, Craiova joacă foarte bine în deplasare, așa cum s-a întâmplat și cu Lada Toliati sau cu Castamonu în această ediție de Cupa EHF. Schimbare de portari. Indra Hoge, numărul 1, 31 de ani și pentru ea, a fost la Bergen și Nordstrand. Apără Hoge, a ghicit-o pe jucătoarea noastră, a Pipie Țicu. S-a lovit puțin și la față, îi cere scuze a Pipie. Mingea n-aut, rămâne atacul pozițional pentru Craiova cu Nicolici în extrema dreaptă. Lângă ea, cu numărul 2, este Iana și în centru Apipie, Zanfir Florianu în stânga, Ardean pe extremă. Avem și noi eliminarea, au și ele, dar noi n-am scos portarul. Continuă atacul craiovean. Cercat acolo angajarea lui Elisei. Rămâne 6-6. Lunde Borgensen, 38 de ani, care este dublă campioană olimpică, campioană mondială, de 3 ori campioană europeană, de 2 ori Champions League cu Viborg, joacă la 38 de ani, iată, în centru, în stânga cu numărul 5. Da, nu este 5, este numărul 3, nu se dă foarte bine asta. Arțăn, în interdreapta este Suland cu numărul 15. Acum Suland la minge, pasă în extremă și gol pentru Vipere din Christian Sand. Scaug este cea care am spus, da. 7-6. Evident, Vipers recomandată de câteva valori aflate în lot, chiar dacă au trecut deja de prima tinerețe handbalistică. Surorile Lunde, evident, sunt foarte, foarte importante pentru această echipă, ce a început de jos Liga Campionilor dintr-un turneu preliminar, a părăsit competiția după prima fază a grupelor, a strâns rândurile și după un început greu în Cupa EHF a reușit să ajungă, iată, în finală, atac eșuat al oltencelor cu pasă la intercepție. Apipi a încercat să pună mingea în extremă pentru Ardean. Au recuperat nordicele. În extrema stângă a revenit Jonasen după eliminare. Lângă ea spuneam Arțăn în
Inter. Pivot este Brațăt cu numărul 7, este și pivotul naționalei nordice, va juca la Gheorghe din vară și gol înscris de Christiansen. Mărește avantajul celor de la Vipers, 8-6. Și time-out cerut de Bogdan Burcea. Evident, cerem prea mult să auzim și ce spune la acest time-out. Deocamdată le vedem pe nordice, strânse în jurul lui Kenneth Gabrielsen, antrenor care va părăsi formația după acest sezon, iar înlocuitorul său este unul cu nume Gekstad, cel care a decis să revină în lumea handbalului după o îndelungată perioadă de absență. Vipers a trecut în semifinale de Viborg pe teren propriu 29-23. Deplasarea pierdut la 3 goluri, 31-34. În sferturi e trecuse de Brest, 26-17 pe teren propriu la 9 goluri, după ce pierduse în deplasare la 5, 29-34. Vă aduceți aminte că a trecut de Castamonu greu, egală acasă 18-18 în extremi și în deplasare victorie 23-22. Atât Craiova joacă bine în deplasare, Vipers joacă bine acasă. Să vedem ce va ieși din aceste strategii, să spunem, ale celor două formații. Craiova trebuie să recupereze acum de la minus 2, că mai sunt 7 minute și jumătate din prima repriză. Iar dacă e să ne gândim la Craiova, doar Lada Toliati a reușit să câștige în actualul sezon al cupei EHF și Castamonu, acel egal dramatic din semifinale. În rest, și Craiova și-a fructificat avansul terenului propriu în actualul sezon al cupei EHF. Florianu acum. Zamfir. Nu se înțelege acolo cu Apipi, a intrat în prepasiv. Pricopi bate pe două picioare, pătrunde, aruncă din faul și 9 metri pentru Craiova în prepasiv, echipa noastră. Arbitrii sunt din Ucraina, Cuz și Zuba. Ratăm această posibilitate prin Cristina Zamfir Florianu, singura jucătoare care poate să anunce de la semidistanță pentru noi. Din păcate, Patricia Vizitiu nu a făcut deplasarea această întâlnire din finala cupei EHF, Manșatur. Poate va juca în returul de vineri de pe DigiSport. 7 metri pentru Vipers, a fost angajat Brațet. Sunt și mulți suporteri români în sala din Cristianstad, aproximativ 200. 150 au venit cu charterul alături de jucătoare, dar fiecare și-a plătit biletul 400 de euro. Încă 10 au venit cu mașinile personale și aproximativ 45 de suporteri din Scandinavia, din Danemarca și Norvegia. Aruncare de la 7 metri, șansă pentru Vipers să ducă scorul la 9-6 de minute bune. Craiova nu a mai reușit să înscrie. Florin Stanciu în poarta Craiovei la acest 7 metri, față în față cu Suland. Aruncă, da, Suland la siguranță lângă bară și fructifică. 9-6, cea mai mare diferență de scor între cele două echipe în favoarea gazdelor. Klikov a intrat pe pivot, avem Apipi în centru, Pricopi dreapta, Zamfir stânga, linia de 9 metri cu care ne-a obișnuit Bogdan Burcea. Acum Apipi întoarce jocul pentru Cristina Zamfir, Pricopi mai agresive, nordicele în apărare din precontract, acolo Zamfir a întors mingea la Apipi, nu putem să aruncăm la poartă. Zamfir pentru pivot, dar nu prinde Klikov, au plecat ele pe contraatac și gol pentru nordice. No Christiansen de pe extrema stângă. 25 de ani pentru această handbalistă care a evoluat și la Larvik, dar și la Glasverket. De când am intrat în emisie cu partida, un singur gol am văzut al Craiovei, din păcate.
Zamfir. Să înalți, angajează pivotul, venise acolo Șelaru de pe extremă și scoate jucătoarea noastră un 7 metri. Să vedem cine va executa această aruncare de la 7 metri. Scurtă discuție a lui Catrin Lunde cu cei doi arbitri care, dacă mi-aduc bine aminte, arbitra și meciul de la Craiova cu Debrecen. Aceeași brigadă este. Practic a fost începutul aventurii europene al oltencelor. Acea dublă manșă cu Debrecen. Vine Zamfir să execute până la urmă. O păcălește pe Hoghe până la urmă și fructifică în dreapta portarului. 10-7. Vipers Craiova, încă 5 minute din prima repriză. Manșa tur din finala cupei EHF. Venit în sfârșit încă un gol după minute bune în care am așteptat o replică a oltencelor. Anțăn a primit de la Suland și aruncă pe lângă poartă iterul norvegian. Am avut șansă. Dumanska pentru Apipie. Zice din nou Șelaru pe pivot în locul lui Klikovac. Vine și Pricopi în interdreapta. Două schimbări între apărare și atac la echipa noastră. Pricopi. Zamfir. Apipie a încercat depășire. Zamfir, Pricopi. Se răzgândește Zamfir. Iarăși acel joc încălcit cu pasa spre Șelaru, care era dezechilibrată. Și ne execută pe contraatac imediat viperele Norvegiei. Aceeași Christiansen. Trei goluri pe contraatac pentru această jucătoare. 11-7 cu mai puțin de 4 minute rămase de joc din această primă repriză pe care de câteva minute bune avem norocul să o și vedem. Țicu. Florianu. Pricopi. Pară puțin mai temătoare oltencele de a apropia jocul de poarta adversă. Evident, nu le pică deloc bine această perioadă de ineficiență. Un singur gol marcat în 10 minute, dacă nu chiar mai mult, și acela de la 7 metri. Lorianu aruncă și reușește să înscrie. Poate acum vor reuși să spargă gheața oltencele. Lunde Pătrude este blocată de Tudor și Apipie, care se duce acum laterală, vine pe intermediar Elisei. Lunde, Arnțăn, din nou Lunde pentru Suland. Încrucișează cu Skaug. Pasă la pivot, a ținut-o bine acolo. Cristina Zamfir, în sfârșit, am scăpat și noi de un atac pozițional al nordicelor și avem șansă să ne așezăm pe atac, nu putem să pătrundem. Exact ce spunea Radu Voina, Nelu, la săptămâna de handbal, va fi foarte greu din pozițional cu nordicele. Cam asta i s-a întâmplat Craiovei până acum. Da, timp mai este, diferența nu este de nerecuperat. Florianu încearcă să joace pe pivot din fault, a dat însă pasa. A încercat din nou angajarea pivotului. Șelaru își caută locul, se duce acum în zona 4, vine la încrucișare. Pricopi, Zamfir, se înalță frumos și o învinge pe Catrine Lunde. Superb aruncat Cristina pentru Craiova. 11-9, două goluri consecutive pentru echipa noastră, Suland. Ah, spațiu mare. Pătrunde și scrie, da. Intrase, iată, Nørstebø a locuit-o pe Suland, care nu face fază de apărare și n-a mai avut timp de schimbare nordicele. 12-9, intrăm în ultimul minut din prima repriză. Țicu, Pricopi, Florianu. Florianu luată repede în primire acolo de o adversară.
A încercat Țicu acolo să spargă zidul defensiv. Faultată însă. Elisei pentru Zamfir. Din nou a pipieții cu cea mai constantă jucătoare a Craiovei în acest sezon, spunea Bogdan Burcea. Florianu se bate normal de una singură și scoate 7 metri și eliminare foarte bine pentru SCM. Acum dacă s-a ridicat și repede de pe teren, semn că totul este ok, se resimte un pic Florianu. Brațăt este cea care a faultat de eliminare și 7 metri, auziți pe fundal și pe suporterii români. Da, vom termina prima repriză și evident vom începe repriza a doua cu om în plus. Schimbare de portară din nou la Vipers. Intră Hauge. Aruncă Țicu, se duce Hauge pe minge. Țicu la intercepție reușește să înscrie 12-10. Foarte bine a urmărit Țicu faza. Ce șansă am avut. Am mai avut curaj să aruncăm tare sub bară, să spunem. Îi dăm tot timpul jos lui Hauge și a fost al doilea 7 minute scos de acest portar, dar am avut noroc că mingea s-a dus teleghidată din nou spre Apipie. Timeout cerut acum și de antrenorul lor, Kenneth Gabrielsen, care a fost jucător la Sandefjord, care a jucat în Champions League în 1999-2000, în acel sezon. Ne apropiem de finalul primei reprize, prieteni. E 12-10 scorul, un scor care ne dă speranțe pentru repriza secundă, dar și pentru partida retur. Bogdan Burcea, evident, nu are motive de mulțumire pe teren, dar în tribune cu siguranță trage cu coada ochiului și aude scandările fanilor. Ce domine fundalul sonor. Evident, dacă au ajuns până în Norvegia, trebuie să se și facă auziți. Un steag tricolor uriaș l-ați văzut în sectorul românesc al sălii din Norvegia și acum sperăm că va fi în weekendul viitor și la Budapesta, acolo unde vor fi aproximativ 1500 de suporteri români la Final Four-ul Ligii Campionilor. Nu uitați, sâmbătă 12 mai, ora 16:15, CSM Gheorghe, prima semifinală, a doua. Ora 19, Vardar cu Rostov. Foarte repede au dat drumul la minge, dar nu a ieșit Aeriana cu pasa la Inter. A fost gol cu poarta cred goală. Că a fost gol, poarta era goală, dar camera n-a mai prins acea acțiune. Și cred că nici golul n-a fost validat. Acesta este scorul final, după 30 de minute, din care noi n-am putut să vedem împreună decât 14, pentru că spuneam este un streaming video și nu a mers semnalul pentru colaboratorii noștri din Germania. Luăm pauză și revenim. Jinbaitai, împreună vedem și respirăm. Împreună simțim. Accelerăm, zâmbim, șofer și mașină într-o armonie perfectă. Mazda 3. Drive together. Începe fiecare zi cu Big Flex. Cele trei lame mobile și banda de protecție îmbogățită cu vitamina E și